Stimați telespectatori și radioascultători, bun găsit la emisiunea Ora Locală. Astăzi avem o emisiune deosebită, este vorba de un dialog în direct cu un, să-i spunem așa, cimișlian jet beget, născut în Cimișlia în 1969, este vorba de Victor Tărăcilă. Bună seara! Bună seara, domnul Victor! Actualmente, cetățean al Statelor Unite ale Americii, locuiește în Statele Unite ale Americii. Vom discuta și despre unele aspecte, cum vede el Republica Moldova în acest context, să spun, geopolitic. Vom discuta și despre NATO și despre integrarea europeană și despre influența americană, despre ce valori au americanii, ce valori au moldovenii, cum să le combinăm, cum să nu le excludem și așa mai departe. Aproape 70 de ani, blocul militar NATO este parte a sistemelor de securitate globale. În statele post-sovietice, opiniile sunt împărțite. Unii consideră că Moldova ar trebui să devină cât mai rapid parte a NATO pentru a-și asigura securitatea. Alții însă consideră că NATO ar avea intenții cotropitoare. În acest reportaj încercăm să aflăm care ar fi interesele NATO în Moldova și dacă există șanse sau riscuri ca Moldova să devină membru а чистый блок. Это военный альянс, насколько знаю, в который входят определенные страны с целью, не знаю, поддержания мира во всем мире. Амаузи дисприен дар хум, со спун. Ну, прият сунт импликат ин ачести кум ворби НАТО. Ну, што. Din câte știu eu, Moldova este participă la parteneriatul pentru pace, care e un program, de parteneriat militar. În ultimii ani a avut loc o apropiere la nivel de colaborări între Republica Moldova și alte state membre NATO pe plan militar. Da. Știu că NATO este tratatul nord-atlantic, care reprezintă uniunea dintre țările europene în privința armată și a fost creat în anii 40-50 secolului 20. Dacă ar fi, eu cred că fiecare stat ar trebui să se poată apăra în mod independent și apoi niciodată nu știm dacă alianțele sunt potrivite sau nu, pentru că relațiile politice internaționale și pe parcursul istoriei sunt foarte complicate. De ce cunoaștem? În prealabil, țările NATO, țările care fac parte din blocul NATO, au un trai mult mai decent decât Moldova noastră și sunt protejate. În același timp, în societate circulă mai multe stereotipuri și temeri, precum că NATO ar fi un bloc cu scopuri exclusiv militare. Cunoști despre activitatea NATO în Republica Moldova? Probabil că puțin cunosc, pentru că nici nu m-am prea interesat. Tălhari. De ce? Pentru că nu-mi dau pașul atât globul pământesc. Я знаю, что это организация, которая не защищает интересы народа, а наоборот, развязывает войны. НАТО как кум, когда разбой не вала НАТО, НАТО ajută, сфатуе, да. Statele care sunt membrele acestei organizații se ajută reciproc în domeniul militar, adică putea instala scutul antirachetă, adică ar putea trimite forțe, trupe NATO aici, să construiască baze militare și alte chestii. Cea mai întâlnit stereotip este că NATO este un bloc agresiv, că colaborarea cu NATO nu este benefică pentru Republica Moldova, când NATO hotărăște totul Statele Unite, că NATO ne impune să participăm în operațiuni de menținere a păcii și într-o formă mai amuzantă am arătat care este realitatea și care este mitul și realitatea în general. Iată un stereotip foarte bine cunoscut că Republica Moldova este
într-un fel ruptă între Federația Rusă și NATO și nu este impusă o anumită cale de asigurare a opțiunii de securitate, în care noi arătăm că doar poporul Republicii Moldova poate să aleagă singur care ar fi acea opțiune în frunte cu decidenții politici care sunt aleși prin alegeri democratice. Sau un alt stereotip este precum NATO este doar o alianță pur militară și interesul în Republica Moldova este de a se impune Republica Moldova să devină o țară membră, să aducă bazele militare și să impună militarii moldoveni să participe în diverse conflicte sângeroase. Republica Moldova are o istorie de peste 20 de ani de colaborare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, atât pe segmentul militar cât și civil. În acest timp a fost reformat domeniul securității și apărării, s-au implementat proiecte de distrugere a pesticidelor și lichidare a stocurilor de muniție învechită și periculoasă, s-au dezvoltat proiecte de securitate ecologică și cibernetică, iar militarii din Republica Moldova au fost implicați în exerciții de perfecționare în România, SUA, Germania și misiuni de menținere a păcii în Kosovo. O mare parte din populația Republicii Moldova spune că nu este interesată de sectorul de apărare și nu cunoaște despre activitatea NATO. NATO nu vrea să vină cu armata Moldova, NATO vrea ca Moldova să aibă o armată capabilă să-și apere cetățenii, să-și apere frontierele, să apere această republică. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord este o alianță defensivă politico-militară formată din 28 de state din America de Nord și Europa, creată cu scopul de a proteja libertatea și securitatea statelor membre prin mijloace politice și militare. Republica Moldova nu este membră, ci țară parteneră NATO. Dialogul a început imediat după obținerea independenței, în 1992, când Moldova a aderat la Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic, care era un for de dezbateri privind problemele comune de securitate dintre membrii NATO și statele fostului lagăr socialist. La 16 martie 1994, Republica Moldova s-a asociat programului Parteneriat pentru Pace, obiectivul căruia era fortificarea cooperării și stabilității în Europa, prin dezvoltarea multidimensională între aliați și parteneri. Iar în 2006, Republica Moldova semnează Planul Individual de Acțiuni, IPAP, cu NATO. Acesta prevede intensificarea și aprofundarea dialogului cu structurile eurodiplomatice în scopul implementării reformelor în sectorul de securitate. Domeniile cheie vizate de IPAP sunt integritatea teritorială a Republicii Moldova, combaterea terorismului și crimei organizate, controlul democratic al forțelor armate, reformele democratice, drepturile omului și statul de drept. Securitatea nu este 100%. Cum ai deschis o umbrelă și te-ai protejat de ploaie, dar nu te-ai protejat de fulger. Așa? Nu cunoști cum să te protejezi, așa și aici. Pentru aceasta sunt și politicile de securitate și apărare. O țară parteneră NATO, cum este Republica Moldova, nu are o reprezentanță oficială a acestei structuri la Chișinău. De aceea, relațiile sau dialogul este asigurat de către o ambasadă a unei țări care este membră NATO, prin intermediul Centrului de Informare și Documentare NATO. În prezent, punctul de contact între Republica Moldova și NATO este ambasada Poloniei. Anterior, această funcție a fost exercitată de ambasadele României, Bulgariei și Lituaniei. Să înțelegem corect că acest centru nu este o structură NATO, nu este o reprezentanță, nu este o ambasadă, este o organizație non-guvernamentală. Una din misiunile importante ale acestei organizații este de a informa obiectiv cetățenii despre proiectele care le are Republica Moldova cu NATO. Mai mulți reprezentanți ai partidelor și grupurilor pro-ruse au organizat proteste anti-NATO și au pichetat Centrul de Informare și Documentare din Chișinău, considerându-l un cartier al NATO în Republica Moldova. Am venit să spunem un ferm nu programelor militare NATO care se impun Republicii Moldova. Am venit să spunem că suntem categoric împotriva aderării Republicii Moldova
la structurile nord-atlantice. În ultimul timp se discută mult despre statutul de neutralitate stipulat de Constituția Republicii Moldova. Experții în domeniu afirmă că această cooperare cu NATO nu contravine stipulărilor constituționale. Pentru noi, neutralitatea, dacă ar fi recunoscută de toată lumea, atunci neutralitatea ar fi un lucru extraordinar pentru Republica Moldova, fiindcă avem garanții de la toate țările din jurul nostru că nu ne vor ataca și ne respectă neutralitatea. Dar deocamdată neutralitatea noastră nu este funcțională din cauza prezenței armatei ruse în Moldova. De fapt, neutralitatea costă foarte scump și necesită investiții foarte mari în forțele armate. Și atunci când statul nu poate să le investească, atunci se caută parteneri străini care pot să ne ajute în acest sens. Eu, ca parte a societății, eu nu văd absolut cum cooperarea cu NATO ar încălca statutul de neutralitate, pentru că noi nu aderăm la NATO. Desigur că nici nu se vorbește la moment, nici la Bruxelles, nici la Chișinău despre o eventuală aderare, nici nu suntem pregătiți, dar o colaborare benefic-mutuală ar fi foarte bine de dezvoltat și pe viitor. Consolidarea capacităților de apărare este principalul segment de cooperare cu NATO. Interoperabilitatea forțelor armate naționale s-a realizat prin participarea Republicii Moldova la operațiunile post-conflict din Irak între 2003-2008 cu un efectiv de 107 militari, ofițeri și geniști. Participarea forțelor armate la misiunea ONU în Afganistan, dar și formarea în 2014 a batalionului 22 de menținere a păcii la misiunea internațională KFOR în Kosovo. Printre proiectele implementate se numără reformarea sectorului de securitate. Acesta a implicat și reorganizarea învățământului militar. Astfel, în 2011 a fost aprobat noul plan de învățământ în cadrul Academiei Militare Alexandru cel Bun, elaborat cu suportul experților NATO și racordat la standardele internaționale. Deci în 2014 noi am avut prima promoție în baza acestor planuri, ne bucurăm de succese, dar în continuare, noi dezvoltăm învățământul, respectiv revizuim de fiecare dată aceste planuri. Anual, în luna mai-iunie, noi avem o întâlnire cu experții NATO ce ține de analiza planurilor și analiza întregului proces de formare a ofițerului. Vedem care sunt lacunile, probleme. Elaborăm astfel un plan nou de acțiuni pentru anul următor. În cadrul programului NATO au demarat studiile de master, iar recent a fost implementat și ciclul 3 de doctorat. De asemenea, din 2014 au fost instituite cursuri de nivel politico-militar și nivel strategic-operativ. S-a negociat și respectiv s-a convenit pentru a veni experți din acești, din grupul NATO pentru a preda chiar lecții în fața studenților, de asemenea de a pregăti cadri didactici din cadrul Academiei Militare pentru a adânși ulterior să poată preda materia la unele discipline deficitare, cum ar fi leadership, cum ar fi securitate internațională, securitate regională, planificarea operațiilor la nivel operativ și altele. În timp ce una dintre opiniile stereotipe spune că NATO ar înarma până în dinți partenerii, în cadrul acestui proiect, de fapt, NATO a adunat nu arme, ci cărți. În Biblioteca Academiei Militare, tinerii se pot înarma cu cunoștințe, nu neapărat despre războaie, ci despre acțiuni de pacificare. Am primit foarte mult ajutor în ceea ce ține de asigurare cu literatură, deci ești din partea României, din partea Franței, din partea Austriei și alți parteneri externi care ne-au oferit un lot de carte în domeniul militar, în domeniul de securitate, în domeniul de apărare. Pentru ca studenții să fie interoperabili pe plan internațional, au loc diferite exerciții de perfecționare peste hotare. Recent, un grup de 50 de studenți ai Academiei Militare s-au întors din Hohenheim, Germania, unde au participat la exerciții internaționale alături de militari din Statele Unite, Georgia, Austria, Elveția și alte țări partenere. De la aceste exerciții, studenții au avut posibilitatea reală să participe în niște exerciții sau fonul la unii scenarii reale din domeniul ce ține de atac de teroriștilor, să simuleze diferite situații reale ce se întâmplă actualmente în lume.
studenții având posibilitatea, vedeți, să manevreze cât armamentul din dotare, cât și armamentul armatelor străine. Iulian Spatar este student în anul 4. El a participat la mai multe aplicații militare în România, Turcia, iar recent s-a întors din Germania. Acesta spune că astfel de experiențe sunt necesare pentru dezvoltarea abilităților practice, a interoperabilității, dar și perfecționarea limbilor străine. Am acționat ca armata afganeză și am încercat împreună ca să pregătim, să instruim contingentul armatei georgiene pentru plecarea în misiuni de luptă în Afganistan. Avem acum recent, săptămâna următoare chiar vor pleca câțiva studenți de noștri în Republica Franceză pentru schimb de experiență respectiv și pentru familiarizare cu procesul de învățământ și cum se formează acolo un militar, un ofițer francez. O problemă majoră de mediu din Republica Moldova constituie tonele de pesticide care au rămas pe tot teritoriul țării încă din perioada sovietică. În scopul eliminării acestora, în 2003 a fost lansat un proiect al Fondului de Încredere NATO în cadrul Parteneriatului pentru Pace, care a vizat distrugerea pesticidelor și produselor chimice periculoase în Republica Moldova. Ministerul Apărării a devenit implementator al acestui proiect. Cu regret, astăzi nu putem declara câte tone de pesticide avem în Republica Moldova. Inițial, de începe proiectul, au fost circa 7245 de tone, au fost concentrate în circa 424 de locuri, depozite, în locuri neautorizate și alte 4000 până în prezent sunt inhumate la poligonul pe care îl avem în localitatea Cișmichioi, regionul Vulcănești. Între 2006-2007, circa 80 de tone de pesticide de pe întreg teritoriul raionului Ungheni au fost stocate la depozitul din satul Zagarancea, situat în cadrul unității militare Ungheni. Chiar dacă acesta este cel mai bun depozit din zonă, starea sa este deplorabilă. Depozitul de pesticide este amplasat chiar în vârful unui deal. Imediat la 3 km avem un răuleț care se scurge în râul Prut. Pe fundal vedeți orizontul unde avem deja România. Adițional mai este și traseul național, este un traseu de ocolire a orașului Ungheni care se îndreaptă, face legătură cu România. Dacă la Ungheni depozitul se află pe teritoriul unității militare, atunci cel din satul Hitrești, raionul Fălești, se află în spațiul privat al unui agent economic, unde zi de zi zeci de muncitori sunt nevoiți să inhaleze emanații toxice. Din 2006 aici se găsesc circa 190 de tone de pesticide. Și, deși acestea sunt păstrate ermetic în butoaie de plastic, aerul este nociv. Întreprinderea de activitate, muncesc cu oameni și chimicalele care sunt depozitate aici sunt un pericol pentru sănătatea lor. Și în afară că sunt un pericol, eu aș spune chiar o bombă ecologică, care în timpurile de vară, când căldurile sunt mari, se deformează butoaiele în care ele sunt depozitate, sunt ambalate, se deformează, sunt prăștii, cad. Și noi suntem nevoiți de fiecare dată să le mutăm dintr-o parte în alta. E un pericol ecologic și nociv pentru oamenii noștri. Până în prezent, Armata Națională a evacuat circa 640 tone de pesticide din 10 depozite centrale raionale. Urmează să mai evacuăm încă 630 tone din alte 5 depozite centrale raionale. Aceste stocuri de pesticide sunt exportate în Polonia. Sunt distruse termic pe teritoriul incineratorului Sarpe Dabrova Gornicea. Cooperarea cu NATO se desfășoară și pe segmentul planificării situațiilor de urgență și a lichidării consecințelor dezastrelor naturale. Astfel, în 2011, Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale din Republica Moldova, în comun cu NATO, a organizat exercițiul internațional Codrii 2011.
timp de 4 zile, în Moldova s-au aflat peste 1300 de salvatori din 33 de țări, care au simulat acțiunile de lichidare a consecințelor unui cutremur, ale unui accident feroviar și ale scufundării unui elicopter. Recent, la Chișinău s-a desfășurat o masă rotundă la care s-a discutat despre evoluția conflictelor în spațiul post-sovietic, evenimentele din Ucraina și lecțiile pe care trebuie să le învețe Republica Moldova. Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, dar și experții ucraineni, au semnalat existența unui război hibrid, instrumentele de bază ale Federației Ruse fiind propaganda și manipularea. Când Ucraina a declarat neutralitate în 2010 году, сразу же были оккупированы территории. То есть как только страна постсоветская находится на территории бывшей Российской империи, объявляет нейтралитет, это означает, что она открывает себя к российской оккупации. До начала войны в Украине очень сильно присутствовало информационное влияние России, то точно так же, как сейчас в Молдове, 90% населения Украины считало, что НАТО — это агрессивный военный блок. Потому что российская пропаганда ca urmare a conflictului ruso-georgian și a conflictului militar din Ucraina, în condițiile pericolului ca acestea să se extindă, Republica Moldova a semnat cu NATO în 2015 un pachet de consolidare a capacităților de apărare. Inițiativa este compusă din două etape. Trebuie să modificăm cadrul legal, cadrul legislativ. În prima etapă de colaborare, iar a doua etapă presupune modernizarea Armatei Naționale, dotarea Armatei Naționale cu tehnică militară, cu utilajul și echipamentul necesar. În prezent, noi suntem la prima etapă a DCB, ceea ce înseamnă elaborarea strategiei securității naționale. Relațiile bilaterale cu țările partenere NATO implică investiții și modernizarea sectorului de apărare. Avem programe, proiecte bilaterale cu mai multe țări, dar cel mai important este cu Statele Unite, care presupune un ajutor de 11,5 milioane de dolari anual sub formă de echipament, utilaj, tehnică militară, tehnică blindată, cum sunt Humvee-urile, pregătirea specialiștilor noștri în Statele Unite, a militarilor. Fostul ministru al apărării afirmă că la etapa actuală Republica Moldova trebuie să redobândească încrederea structurilor internaționale și să demonstreze capacitatea de a contribui la sporirea securității internaționale. Noi, până ziua de astăzi, nu am demonstrat cu suficient de convingător că noi, într-adevăr, ne simțim în cadrul Uniunii Europene ca deci, membri pleni potențiali. Noi așteptăm cineva să ne dea. Nu suntem gata să facem noi ceva pentru securitatea comună, pentru bunăstare comună, etc. În primul rând, noi trebuie să avem noi grijă deci, de securitatea și apărarea noastră și să alocăm toate resursele necesare. Eu vorbesc resurse, nu vorbesc de bani, doar sau numai. Deci resurse am în vedere și umane, să conștientizăm care este rolul nostru în această situație, cine ne este prieten. După ce am urmărit cele expuse, vreau pentru început să-i ofer cuvântul lui Victor Tărăcilă. Ați absolvit această facultate, eu spun așa de repede, 5 ani? Da, sau, nu, da. Dar am absolvit, am făcut și, deci am terminat și am făcut și un masterat tot acolo, tot la fizică. Uh-huh. Și am început să lucrez pentru firma Luxton Lighting din București. Am lucrat pentru ei aproape 5 ani. Exact. Și spuneți că în 2001 ați venit. În 2001 am plecat în Statele Unite cu soția. Erați căsătorit. Eram deja căsătorit, da. Am plecat cu soția. Dar la... ce era posibil atunci așa de plecat? Păi nu se pleca așa. Deci dacă doreai să faci un doctorat în Statele Unite, aplicai ți-ai trebuia să dai niște teste de limbă, de
fizică în cazul ăsta, este la un test general de inteligență și aplica la mai multe universități. Aplica și americanii luau doctoranți. Luau. Acum ia mai puțin pentru că ia mai mulți americani, dar pe timpul ăla, cel puțin la noi, la Case Western, unde am făcut eu doctoratul, în anul în care m-am înscris eu, din 13 doctoranți la fizică, erau doar 3 americani. În rest erau toți străini. Bine, Victor, revenim acum și vom vorbi despre lucrul tău. Să înțeleg că asta, deja, cum ai spus tu, nu e pasiunea, dar e sensul vieții tale. Deci, dar vreau să facem așa o abatere, poate într-un fel. Vorbeam la începutul emisiunii că vom vorbi și despre NATO, despre stilul de viață. Asta mi-a spus dumneavoastră să vorbesc despre NATO. Aceea, eu nu vreau să fac politică în Moldova. Da. Nu e vorba de politică, e vorba de părerea unui cetățean sau a unui băștenaș din Cimișlia, cum vede lucrurile de la distanță. Iată, noi suntem acum în momentul când în Republica Moldova a avut loc, cu diferența de o lună sau 3 săptămâni, două evenimente din acest sens. Deci, acum o lună undeva în urmă, deci NATO, Statele Unite au trecut prutul și au arătat niște tehnică militară oficial în înțelegere cu Ministerul Apărării. Tehnica a fost expusă și în piață, au lămurit ce înseamnă această tehnică, au lămurit ce înseamnă blocul NATO. Atunci o parte din putere, să spun, politică, care e opoziția socialiștii, au făcut un protest, au spus că nu vrem în NATO, nu vrem copiii noștri să lupte undeva prin Orient sau, eu știu, prin Afganistan și așa mai departe. Bine, acum, o săptămână în urmă, deci, la Nistru, armata rusă cu contingentul din Transnistria au făcut manevre militare, au trecut exerciții de trecere a Nistrului, de santare, de diferite chestii. Dacă singur ai făcut militarie, știi ce înseamnă niște manevre militare. Da. Și din acest punct de vedere, deja alții spun că este o palmă pentru integritatea, pentru neutralitatea Moldovei. N-au coordonat cu Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, deci ce înseamnă asta? Un stat independent, suveran și noi se fac manevre militare pe teritoriul nostru. Și atât, din acest punct de vedere, aș vrea să te întreb cum privești tu la aceste lucruri. Moldova e o țară mică, de-a cunoști. Și atât, suntem la ciocnirea două interese geopolitice. NATO, Rusia, influențe. Cum vom fi mai departe? Cum vezi acest lucru? Nu știu, adică dumneavoastră locuiți aici, dumneavoastră decideți. Eu nici nu sunt cetățean moldovean, apropo. Deci, eu am cetățenie americană și cetățenie română. Că n-ați reușit atunci să... Eu am plecat din Moldova când Moldova încă era parte a Uniunii Sovietice. Deci mi-am luat cetățenia română și practic n-am mai avut nevoie de cea moldovenească. Păi, dar trăiți în Statele Unite. Da, trăiesc în Statele Unite. Simțiți NATO, simțiți... Bine, în Statele Unite n-ai ce să simți NATO, că armata în Statele Unite nu luptă, deci, pe teritoriul. Deci, cum zic, eu ca fiind cetățean american, bineînțeles că vă vreau în NATO, nu? Că noi suntem, să știu, cea mai mare țară din NATO și Moldova, bineînțeles că vă doresc în NATO, poate fi cea mai mică țară din NATO. Probabil că nu sunteți cea mai mică, dar nu. Deci, părerea mea este că Moldova fiind între, având numai doi vecini, România și Ucraina, din care unul este în NATO și altul aspiră să fie în NATO, vrând nevrând, tot va fi între țări NATO. Așa că tot ce discutăm noi despre neutralitate și alte chestii sunt frumoase, dar sunt doar discuții. Geografic, politic. Suntem între două state mult mai mari decât noi, care unul este și altul va fi în NATO și noi doar, cum să spun,
vom fi luați la pachet. Vorbești destul de real și destul de simplu, că la noi diplomații vorbesc foarte volat și nu e chiar clar ce rol are Republica Moldova. Nu sunt diplomat. Mare importanță strategică, nu știu ce, dar noi suntem la pachet. Nu știu, poate ei văd importanța Republicii Moldova, așa, geopolitic vorbind, dar Republica Moldova este un stat foarte mic. Probabil când, eu știu, pe timpul turcilor și rușilor, când vreau rușii să ajungă la Dunăre, locul ăsta avea o importanță, dar acum... Iată, ai un băiat, am văzut, că salutai azi cu el... Ce drept în engleză, mă rog, în Statele Unite învață. El, cum va fi cu serviciul militar acolo? Este obligatoriu sau este contractat? Cum e? Nu este obligatoriu, dar la 18 ani mi se pare că trebuie să te înregistrezi. Mm-hmm. Dacă ești... Deci bărbații trebuie să se înregistreze ca potențial militar. Da. Dar nu este obligatoriu. Deci la ei se spune draft ăsta, când sunt luați toți, se mobilizează soldați, numai în caz de război masiv, așa gen, cum a fost al doilea război mondial, sau mi se pare că și în Vietnam a fost un pic. Voi ați fost cumva, la vârsta ta, pare mi se că până la 50 de ani sau până la 45 mai stau la evidența militară aici, cum era la noi, la sovietici. Știți, fiecare era rezervist, făceau niște... Nu, pe mine nu au trecut la nicio rezervă. Știu că m-au întrebat ceva de genul... Army? Pentru că acolo când e cetățenie americană, răspunzi la 100 de întrebări. Și te întreabă tot felul de întrebări să vadă cât de loial ești Statelor Unite. Și este la un moment dat ceva legat de, în caz de război, dacă ești gata să lupți pentru Statele Unite cu arma în mână. Yes. Yes, no. Și no, toată lumea spune yes. Da, pentru că altfel nu ești patriot, da. Ce fel de american ești când nu ești de acord să lupți? Da. Apropo, vroiam să întreb, Victorie, cum vezi? Ce să vă zic, trăim într-o lume globalizată tot mai mult și mai mult. Toată lumea vrea să călătorească. Și nu numai să călătorească, vrea să trăiască unde e cel mai bine pentru el, nu? Toți își doresc asta, nu numai noi. Și americanii își doresc la fel. Și, cum să spun, noi cred că ne-am dorit chestia asta și pe timpuri, numai că fiind Uniunea Sovietică nu ne lăsa nimeni să plecăm, nu? Dar în cadrul Uniunii Sovietice foarte multă lume pleca. Dar nimeni nu socotea atunci câți au plecat în Rusia. Nu mă refer la deportare, dar când s-au dus pur și simplu... Da, da, erau detașamente întregi, se mutau familii întregi. Deci fenomenul ăsta a existat tot timpul. Dacă noi nu aveam graniță pe Prut, ne duceam și în partea cealaltă. Deci sunt anumite state care pur și simplu exportă oameni. Ce cunosc americanii despre Republica Moldova? Păi eu îi mai aduc din când în când, când avem discuții despre... istorie sau alte chestii, mai duc pe americani despre cine suntem noi și de unde venim. Așa că cel puțin cei care mă cunosc pe mine știu și despre Moldova. Dar marea majoritate nu cunoaște, pentru că, cum să spun, Moldova e țară... Mică și a fost în stat în Uniunea Sovietică Nu mai mică, exact. N-are o istorie mai îndelungată ca stat. Deci nu mă refer la Moldova antică, dar mă refer la istorie Moldova recentă. Moldova era cel mare atunci, poate eu că nu știu. Da, Moldova recentă nu au istorie și americanii știu de Uniunea Sovietică, dar nu știu de Moldova. Și dacă ne apropiem de finele emisiunii, uh-huh, să spunem așa, ce ai putea tu să spui pentru tinerii de astăzi care învață, pentru cei care încă n-au reușit să termine liceul, dar deja au declarat, plecăm din Moldova, nu vrem aici, nu ne putem realiza. Tu de o parte, unii care pleacă cu misteria în mână, adică cu cel care face ceamur, cu mortar și la construcție, alții, exemplul tău,
n-au plecat în geantă cu mistria, ai plecat cu cunoștințele, bagajul de cunoștințe și iată, ți-ai găsit un job, familia, ești cetățean american și privești cumva lumea altfel decât noi. Eu cel puțin așa am observat. Nu ești categoric, ești foarte, spunem așa, relativ, adică nu ești de acela că numai așa și numai așa, ești drept. Cel puțin noi credem că americanii când vin îi spun că tăcesc, că noi spunem ce e drept și voi nu știți. Dar văd că... A, nu e adevărat. Nu e adevărat. Da. Și iată, în privința asta, ce ai dorit tu tinerilor sau eu știu ce poți să... Eu le doresc tinerilor numai în Moldova, peste tot și în America e aceeași problemă, că tineretul nu prea vrea să învețe, nu? Deci sunt o mulțime de cum să spun, distracții de astea care... Distracții, dar eu folosesc în sens englezesc distracții. Cum e engleză distracții? Care te abat, care te abat de la școală, de exemplu, să nu-ți faci temele, să nu... De exemplu, se joacă lumea pe calculatoare, au tot felul de telefoane, tot felul de gadgeturi, tot felul de prostii de astea, care, ele sunt interesante, dar pe termen lung e o pierdere de timp. Deci, toți ar trebui să se concentreze, să-și găsească ceva ce le place lor și nu contează. Poate fi fizică, poate fi limba română sau engleză sau și dat cu mistrie, să știți. Dacă știi să faci lucruri frumoase, o duci bine peste tot. Chiar în America aș spune că este o lipsă de meseriaș. Da. Cineva spunea că niște tineri, că am făcut un sondaj și spuneau că dar noi am vrea să plecăm, spunem, în Statele Unite sau în altă țară și să ne angajăm ca în armată cu plată, adică ca un fel de profesionist. Eu cred că i-ar angaja, da. Statele Unite au foarte mulți cetățeni, cel puțin am auzit, deci sunt din America Latină, din Mexic, așa, care... Deci primesc, mi se pare, după serviciul ăsta, ei primesc cumva mai ușor cetățenia americană, deci primesc rezidență permanentă mai ușor dacă trec prin armată. Da, și asta e posibil, da. Dar vedeți dumneavoastră, deci dacă nu vreți să luptați, nu vreți țară NATO, ajung oamenii să lupte pentru americani, dar în alt context. În alt context. Fiind din țară neutră. Da, până la urmă este o motivație, un interes și nu, până la urmă cel mai puțin este cel care material, să spunem, am înțeles că în forțele armate americane este și un pachet social destul de puternic, o mândrie. Deși nu plătesc foarte bine, dar în schimb, după serviciul satisfăcut, care este mult mai lung decât al nostru, oamenii pot să meargă la facultăți, de exemplu, fără să plătească. Deci universitățile, unde se duc ei să studieze, este acoperit de stat. Deci cândva și în Uniunea Sovietică era, dacă plecai după armată, după cei 2 ani în armata sovietică, avea niște avantaje în... Da, au și ei niște avantaje, dar nimeni nu studiază pentru ei. Deci poți să intri, școala e plătită, dar trebuie să-ți faci singur temele. Asta e. Da, până la urmă. Iată că am început-o aproape cu NATO și terminăm tot cu NATO, într-un fel. Mulțumim frumos! Vă mulțumesc și dumneavoastră! Toate cele bune, pe curând, până la noi întâlniri!